Băi, sunt Chelo. Astăzi am decis să fac un tutorial de scripting, hashtag 1, primul videoclip despre cum să scriptezi. Astăzi o să vă învăț să faceți o comandă ușoară. Să zicem că ți-ai luat de exemplu, un game de pe net și vrei să înveți să scriptezi. Prima oară, pentru a începe să scriptezi, ai nevoie să înveți să faci câteva comenzi, niște comenzi care o să te ajute. Uitați, de exemplu, să zicem că mi-am făcut un sistem de giftbox, de Getgift. Căutăm CMD sau ICMD și ne ducem unde sunt foarte multe CMD-uri. Eu o să mă duc aici după Hpoints for all. O să facem aici un slash din asta, cum s-ar spune, stați puțin, un slash din asta. Și începem. ICMD, aici select, scriem practic ce comandă va fi, să zicem gift points for all. Aici avem, vom scrie paranteză rotundă, player ID, virgulă, spațiu, parametri, bară din aceasta deschisă, închisă, virgulă, help, din asta rotundă, apoi vom pune bară din această pătrată doar cu shift-ul. Ok, aici vom scrie new money, virgulă, sys message, bară din această pătrată deschisă 180. Ok, acum o să scriem if paranteză deschisă, player info, player ID, slash, bară din aceasta, p, admin. Și aici vom selecta, vom scrie practic ce admin are acces la această comandă. Eu o să vreau să fie practic admin 7. Punem aici, spațiu 7, închidem, o să scriem read. Practic cu spațiu, return, SKM, player ID, virgulă, color gri sau color red, depinde ce culoare vreți. Și o să scriem, virgulă, să zicem nu ești autorizat să folosești această comandă. Închidem bracelet-urile și punem aici un practic două puncte, un punct și o virgulă. Aici punem if sysconf, aici parametri, virgulă, i, virgulă, virgulă aici, ce sunt, money, două paranteze, return, SKM, player ID, color gri, virgulă, și aici vom scrie sintaxa, adică cum s-ar spune comanda, f f f f f f gift points for all amount, am pus bine amount, adică suma respectivă care vrei să o dai. Ups. Așa, închidem paranteza, punct și virgulă, aici for each player, și închidem paranteza, paranteza pătrată cu shift deschisă, aici o să ne ducem puțin mai departe, o să scriem if. Așa, is player connected, și
is player logged. Și închidem paranteza pătrată, egal, egal, 1, paranteza pătrată cu shift deschisă. Ne ducem puțin mai departe. O să am întrebări pentru cei care mai știu să scripteze, de ce scriptez în, cum se spune, în Pauno. M-am obișnuit de atâția ani în Pauno, mi se pare mai lejer, mi se pare mai ok, mi se pare foarte ușor de compilat. De exemplu, mie mi se compilează într-o secundă, o să vă arăt la sfârșit după ce o să terminăm comanda. Ok. Player info. Hai să dacă... Da. Ok. Că trebuie să fie toate la linie. Uite, de exemplu, cum este aici. Da, este la linie. O să scriem aici. Player info. I. Aici vom pune P gift points. Toate sistemele o să înceapă cu P. Așa, plus egal money. Și punem la sfârșit punct și virgulă. Bun, după aceea scriem update și virgulă P. Așa, P gift points X. Aici o să punem paranteze pătrate. Și aici am pus virgulă, este tot ok. Nu. Stai că am greșit, am pus. Să punem paranteză rotundă. Așa. Apoi o să punem punct și virgulă la sfârșit. Aici, format size message, virgulă, size of. Așa, lipit SZ message, virgulă, așa, administratorul, aici o să punem F03636, așa, stai așa puțin să închidem parantezele pătrate cu shift, o să punem aici în suma, așa, fu, ți-a dat suma gift points ca bonus. Închidem bracelet-urile, apoi punem o virgulă, așa. Ca apoi să ajungem aici, să scriem get name. Da, mi se pare că get name player. Nu, get name player ID. Virgulă. Format number. Money. Da, aici o să ne ducem puțin mai departe. Nu, undeva pe aici, să cum, sau dacă nu, puțin mai aproape, nu. Op. Să cum, i, virgulă, color, white. Says message, închidem paranteza, punem aici un punct și o virgulă și aici o să luăm aceste chestii ca să nu ne mai complicăm noi. Doar că asta trebuie să fie după SKM. Ups.
Palm Compiler. Sau o să fie mai ușor dacă vreți să faceți o comandă foarte ușoară. De exemplu, uite, aveți, de exemplu, pe pe4RL, copiați comanda și schimbați decât ce vrei să dai. Uite, de exemplu, aici avem gift points, aici avem premium points. Punem pe gift points și schimbăm textul. O să vă fie mai ușor. Acum ce va trebui să faceți este doar să urcați pe FileZilla, pe host sau dacă l-aveți pe localhost e ok. Și acum o să dau drumul la server ca să vedeți și voi că comanda funcționează. Ok, am dat drumul la host, o să intru acum pe SAMP. Acesta este un game mode care lucrez la el de foarte mult timp. Dacă o să-mi deschid serverul, o să vă anunț și pe voi. Cel mai probabil nu o să se numească H-Game. O să schimbăm numele, o să ne gândim la un nume pe viitor. Ok, comanda era gift points for all. Ok, gift points amount. Hai să vedem. Dăm slash stats. Vedem că avem gift points. Ia să căutăm noi gift points, gift points, gift points. din 500, să zicem gift points for all, 1000. Stats, 1500 din 1000, din 1500 din 500. Și cam aceasta a fost comanda. Dacă mai vreți tutoriale de scripting sau dacă aveți probleme, Discord Migi11, Instagram Migi11. Dacă v-a plăcut tutorialul, nu uitați să dați și voi un like și un subscribe. Eu am fost Chelo și cam atât cu acest episod. Vă pup!